Puteți să ne spuneți un cuvânt pentru poporul român, ortodox? Eu transmit dragostea la poporului român. Și în interviul pe care vi l-am dat, am spus că părintele nostru stare Gherunda Iosif mi-a zis să dai importanță și atenție închinătorilor români, pentru că trebuie și să se folosească de Sfântul Munte. Și cu adevărat, pentru cuvântul său, am dat importanță. Au venit aici frați monahi, din închinători. Și ne străduim să-i socotim ca pe niște frați ortodoxi, adevărați, care au fost hrăniți cu același lapte ca și noi. Mănăstirea noastră are chilii care țin de ea, chilii românești, și ne străduim să le ajutăm, să le fim alături, pentru că știm că sunt reprezentanții unui popor nedreptățit, unui popor îndurerat, care a fost primit de ateist, de comunism. Și după cum spunea Sfântul Paisie despre boala cancerului, îmi spunea odată, cancerul pe mulți a condus în rai. Și comunismul a dăruit bisericii mulți mucenici. De aceea noi stăm alături de frații noștri din Biserica Ortodoxă Română să transmiteți cinstea noastră preafericitului Părinte Patriarh, care rămâne acolo ca un stâlp neclintit care sprijină drepturile bisericii. Și cea mai mare comoară pe care aveți, Părinte Vasile, în România, nu sunt nici munții voștri, nici pădurile voastre, nici locurile frumoase pe care le aveți, ci comoara cea mai mare pe care aveți este Ortodoxia. Pe aceasta să o păziți, pe aceasta să o trăiți, și o veți păzi atunci când o veți trăi. Și să nu ne temem. Biserica are putere. Are Duhul Sfânt. Și pe oricât de mult ar spori vrăjmașii, nu pot să o cucerească. Pentru că biserica războită întotdeauna biruiește. Și icoana aceasta Maicii Domnului Paramisia Mânghietoare, care astăzi prăznește, și a cărei copii aveți și sfinția voastră în parohie, să ne ajute pe toți, pentru că nădejdea noastră, siguranța noastră este Maica Domnului, și prin această minune pe care Dumnezeu a îngăduit să se petreacă și Maica Domnului să rămână în această poziție. A vrut Hristos să o cinstească pe mama, pe Maica Lui, și să ne arate ca fiind mai milostivă decât El însuși. De aceea, icoanele făcătoare de minuni, care sunt foarte multe în biserică, nu sunt doar cu Hristos, foarte rar. Întotdeauna Hristos este cu Maica Domnului, cu Maica Sa. Pentru că vrea să o cinstească, vrea să ne o scoată în față. Și după cum a spus Sfinții Părinți, de ce poporul israelit era poporul ales al Domnului? Pentru că din el avea să se nască aceasta, Maica Domnului, din poporul israelit. Ce a venit după cel din tâi? Să avem acoperământul ei și aceasta să ne dea nădejde, astfel încât să păzim poruncile Fiului Său. Amin.
Amin. Vă mulțumim. Să se facă cu legea, da? Yeah.